Salariul minim se mărește din această lună cu 3% și va ajunge la 2300 de lei. Nu se știe însă ce se va întâmpla cu pensiile. Curtea Constituțională a dat astăzi dreptate guvernului, care a contestat legea pensiilor modificată în Parlament și le solicită celor responsabili să stabilească mai clar cu cât trebuie să crească punctul de pensie. Aproape 1,5 milioane de români, adică un sfert din totalul angajaților din România, sunt plătiți cu salariul minim, majorat cu 3,1%. De la valoarea de până acum a salariului minim garantat de 2.230 de lei, angajații vor primi din această lună cu 70 de lei brut mai mult. În practică, asta înseamnă că oamenii vor primi cu 22 de lei în plus. De acești bani, un angajat abia își poate cumpăra 2 borcane de zacuscă și cea mai ieftină pâine de pe piață. Bineînțeles că poate fi aplicat la 1 ianuarie, pentru că în februarie se plătesc salariile pentru luna ianuarie. Deci este destul timp și astfel salariul minim va crește în 2021 cu 3%, așa cum am anunțat, peste rata inflației. Decizia vine într-o perioadă cu multe nemulțumiri. Este deja a doua zi de proteste în fața Guvernului și a Ministerului Muncii. Angajații de la stat sunt supărați că salariile lor au fost înghețate de la începutul anului. Cerem să respecte legea, să primim acea doime din legea salarizării aprobată de către Parlament. Nimic altceva. Polițiștii amenință cu blocarea activității. Sper să vom refuza să verificăm persoanele carantinate sau izolate și de asemenea vom refuza să efectuăm și ore suplimentare. Iar subiectul pensiilor este din nou un cartof fierbinte. Curtea Constituțională a dat dreptate guvernului, care, printr-o contestație, a încercat să blocheze majorarea cu 40% a punctului de pensie, dorită de PSD. Motivul invocat de CCR este că ultima lege nu a fost completă și cere un nou act legislativ din Parlament. La Parlament trebuie să lămurească ce se întâmplă cu legea, pentru că spune curtea astăzi, după declararea acestei legi ca neconstituționale, nu mai există niciun text de lege care să spună cât este valoarea punctului de pensie. O creștere de 40% ar presupune un efort bugetar de 138 de miliarde de lei, aproape imposibil de susținut. Ministrul Muncii ar fi de acord cu o majorare sustenabilă din punct de vedere financiar. Nu cred că este momentul acum să vindem iluzii. Anul acesta este un an în care trebuie să suportăm din punct de vedere financiar consecințele unui an anterior de criză economică suprapusă peste criza sanitară. Premierul Florin Câțu a declarat deja că bugetul pe 2021 se va construi cu un deficit de 7% din PIB, adică 70 de miliarde de lei. Cam cu cât au contribuit românii până acum la pilonul 2 de pensii. Fostul portar Rică Răducanu și soția lui au ajuns la spital cu COVID-19. Cum se simte fostul fotbalist și ce mesaj are pentru toată lumea, aflați în câteva momente. România are de astăzi 2 tipuri de vaccin împotriva COVID-19. Pe lângă dozele de la Pfizer, dimineața a ajuns la Institutul Cantacuzino din București și primul transport cu vaccinul american Moderna. Autoritățile spun că ambele vaccinuri sunt la fel de sigure și eficiente. Până acum în România au fost vaccinați 154.268 de oameni. Niciunul dintre ei nu a avut reacții adverse grave. La fel ca în cazul Pfizer, prima tranșă cu vaccin Moderna este una simbolică, de 14.000 de doze. În timp ce vaccinul Pfizer trebuie depozitat în ultracongelatoare, care mențin o temperatură de minus 70 de grade, cel de la Moderna nu trebuie transportat în gheață carbonică și este păstrat la minus 15 grade. Potrivit prospectelor oficiale, serul Pfizer are o eficiență de 95%, cel de la Moderna de 94,1%. Românii nu vor putea alege tipul de vaccin și vor afla numele producătorului abia când ajung în centrul de imunizare. Eu cred că important este când ai 2 tipuri de produse care au aceeași eficacitate, același profil de siguranță. Ceea ce contează în final este să ne protejăm sănătatea, să ne vaccinăm. Prospectul Moderna menționează la reacții adverse foarte frecvente. Umflături în zona axilei, dureri de cap, greață, vărsături, dureri musculare și articulare, oboseală excesivă, frisoane, febră și durere la locul injecției. Erupțiile, înroșirile și urticariile sunt trecute la reacții frecvente, iar paralizia facială temporară, ori umflăturile la nivelul feței, sunt rare, mai puțin de un caz la 1000 de persoane.
În cazul vaccinului Pfizer, reacțiile adverse foarte frecvente sunt durere și umflare la locul de administrare, oboseală, dureri de cap, musculare sau articulare, frisoane și febră. Înroșirea la locul injecției și greața sunt reacții frecvente, iar mărirea ganglionilor limfatici, starea de rău, durerea la nivelul unui membru, insomnia și mâncărimea la locul injecției sunt mai puțin frecvente. Căderea temporară a feței pe o parte este trecută la reacții adverse rare, care pot afecta mai puțin de o persoană din 1000. Deocamdată nu știm frecvența reacțiilor alergice severe, cum ar fi șocul anafilactic pentru niciunul dintre cele două vaccinuri. Știm însă că la nivel mondial până acum au fost înregistrate foarte puține astfel de reacții. Nu știm încă nici care dintre cele două vaccinuri ne oferă imunitate pe o perioadă mai lungă. Vom afla cu timpul. Nu putem să avansăm durate pentru care încă nu avem o acoperire din punct de vedere științific, însă la acest moment datele nu ne prezic o durată validată de protecție pe care ne oferă indiferent de tipul de vaccin de care vorbim. Odată ajuns în centrul de vaccinare, pacientul poate refuza doza alocată și poate solicita una de la alt producător, în limita stocului disponibil. Dacă o persoană realmente insistă să primească un anumit tip de vaccin și este disponibil la centrul de vaccinare, sunt convins că se va efectua acest lucru. A doua doză de vaccin Moderna se face la 28 de zile distanță, față de 21 de zile, cât este termenul pentru Pfizer. Vaccinul Pfizer se administrează persoanelor de peste 16 ani, iar Moderna celor de peste 18 ani. De asemenea, un flacon de la Pfizer conține 6 doze, unul de la Moderna conține 10 doze. Într-un frigider normal, la temperaturi între 2 și 8 grade, flaconul de la Pfizer rezistă 5 zile, cel de la Moderna, la aceleași temperaturi, poate fi păstrat 30 de zile. Odată deschise ambele flacoane, dozele trebuie utilizate în maximum 6 ore. Până la sfârșitul lui martie vor ajunge în România alte 2 milioane de doze Pfizer și 400 de mii de doze Moderna. Între timp se fac eforturi uriașe în întreaga țară pentru organizarea etapei a doua de vaccinare care va începe vineri. Trebuie amenajate puncte de vaccinare, iar legislația impune condiții care pot fi îndeplinite cu greu în mediul rural. O provocare este și asigurarea personalului necesar care să lucreze după ce își termină programul în spitale ori clinici. Asta înseamnă că oamenii pot fi vaccinați până seara târziu. În orașul Pogoanele din Buzău se vor vaccina și locuitorii celor 6 comune învecinate. În total, 25.000 de oameni. Centrul a fost amenajat în sala de sport. 6 încăperi cu pereți despărțitori și circuite separate. Destul de greu. Termenul a fost foarte scurt. Așa cum vedeți, construim aceste module cu paturi, cu tot ce trebuie, cu căldură. În tot județul ar trebui să funcționeze 15 centre. Aleșii se tem că nu toate vor primi aviz de la DSP, unele fiind în școli dezafectate. Primarul comunei Băișoara din Cluj, de exemplu, a aflat că nu poate organiza vaccinarea în dispensarul comunal. DSP a hotărât că nu se poate face în dispensarul comunal pentru că acolo trebuie să continue activitatea medicală. Legislația impune condiții restrictive, dar necesare, susține șeful DSP Alba. Cabine de vaccinare cu separatoare, un spațiu pentru triaj, recepție și un spațiu pentru etapa de post-vaccinare, mai exact supravegherea pentru 15 minute a persoanei vaccinate. A doua problemă este găsirea personalului necesar vaccinării. Medicii și asistenții vor lucra după terminarea programului lor, în unele cazuri după amiază. În mediul rural, mulți bătrâni vor fi puși pe drumuri, în afara comunei natale, până târziu în noapte. Pentru județul Iași e nevoie de 600 de asistenți, însă doar 500 s-au înscris până acum. Epuizarea pe care o au la locurile de muncă este una extrem, extrem de mare. În orașele mari, lucrurile vor sta ceva mai bine, teoretic. În capitală, Direcția de Sănătate Publică a aprobat până acum 50 de centre de vaccinare din cele peste 80 de propuneri primite până la acest moment. E drept că vor fi în jur de 200 de puncte de vaccinare, însă nu acoperă toată suprafața Bucureștiului. Dacă vrem să ne vaccinăm, nu trebuie să ieșim din casă și la primul centru medical să ne vaccinăm. Vorbim de complexul expozițional Romex, unde avem un număr de 12 centre.
cu 64 de puncte de vaccinare. Circul metropolitan cu un număr de 3 de centre de vaccinare și 14 puncte de vaccinare. Primarul sectorului 6 a trimis spre validare 6 propuneri de spații. Susține că întreg cartierul Drumul Taberei nu este acoperit, iar cele 6 soluții identificate în sector ar fi insuficiente pentru cei aproape 400.000 de locuitori. Se intră pe aici, efectiv, și se iese pe partea cealaltă, că așa a fost creat circuitul. Să fie accesibil, să fie suficient de mare încât să permită existența mai multor puncte. În orașele mari vin soluții și din partea companiilor private. Deținătorii unor spații de organizare evenimente din Cluj sunt dispuși să ofere gratuit amplasamente generoase. Găsim soluții prin care și noi, la rândul nostru, putem să contribuim. Enelu a venit aproape alături de noi, dar, din păcate, centrele lor care ni le-au pus la dispoziție nu se pretau. Se estimează că în a doua etapă vor fi vaccinați 150.000 de oameni în fiecare zi. În a doua etapă vor fi vaccinați și românii care își desfășoară activitatea în domenii considerate esențiale. Sunt aproximativ 1 milion de persoane care lucrează, printre altele, în domeniul apărării, transport și educație. Din 18 ianuarie se vor vaccina și angajații guvernului, ai ministerelor și parlamentarii. Președintele a anunțat astăzi că va da startul campaniei și se va vaccina vineri, iar premierul sâmbătă. Domenii precum apărare, ordine publică, siguranță națională, autoritate judecătorească fac parte din categoria activităților esențiale. La fel și sectoarele economice vitale, cum ar fi procesare, distribuție alimente, medicamente și materiale sanitare, transport de marfă și de persoane, ori servicii poștale și curierat. Una dintre cele mai mari firme de curierat din țară a început procedurile de înscriere. Și la această firmă de transport marfă din Sibiu, numărul angajaților care doresc să se vaccineze este în creștere. Părerile angajaților sunt destul de împărțite. Majoritatea doresc să se vaccineze. Doar angajatorii îi vor putea înscrie pe angajați pe platforma oficială de vaccinare, începând cu 15 ianuarie. Poate să finalizeze acest proces până la a-i aloca centru de vaccinare și ziua în care să se prezinte pentru vaccinare, sau poate doar să-l înscrie pe platformă. În cazul în care angajatorul doar îl înscrie pe angajat pe platformă, acesta din urmă trebuie să acceseze platforma și să își tasteze codul numeric personal. Va primi un cod prin SMS pentru a-și valida contul. Apoi va avea acces la platformă pentru a alege locul și data vaccinării. Tot în a doua etapă a vaccinării intră și angajații de la Parlament, Președinție, Guvern, Ministerele și toate instituțiile subordonate. Vineri, în 15 ianuarie, începe a doua etapă de vaccinare, în care este prevăzută vaccinarea, de exemplu, a personalului din învățământ, dar și a personalului numit esențial, de exemplu, administrația prezidențială, guvernul, și așa mai departe. De asemenea, școlile din toată țara trebuie să anunțe ministerul până pe 15 ianuarie câți angajați vor să fie imunizați. În județele Botoșani și Dolj, de exemplu, aproape jumătate din personalul din educație dorește să se vaccineze. Doina Cherecheș este educatoare la o grădiniță din Bistrița Năsăud. Recomandarea mea ar fi să încercăm să trecem peste frică și să ne vaccinăm. Vaccinarea va începe pe data de 18 ianuarie. Fostul fotbalist Rică Răducanu, în vârstă de 74 de ani, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și este internat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală. În aceeași unitate medicală se află și soția sportivului, depistată și ea pozitiv. Soția lui Rică Răducanu s-a internat prima la Spitalul Victor Babeș acum 5 zile și a dezvoltat o formă severă a bolii. Cum se simte? Ea e mai rău, te-am zis că ea de la început a fost mai rău cu frisoane. Eu n-am avut probleme, adică nici răcit, nici tuse, decât așa. Ea e acum la intubație, cu astea, pe
aer. Ea stă la alt pavilion. Fostul fotbalist spune că se simte bine și urmează tratamentul prescris de specialiști. Cine vrea să fie așa ceva? Nu vezi, toată lumea le dau sănătate la toți, să aibă grijă că e greu. Trecem pe o perioadă urâtă, tată. În viața mea, dar să aveți grijă de voi și să poate ne trece mai ușor perioada asta. Muncesc săraci, umblă pe aici, cred că avea, sunt de aia, cosmonauți. Pe cuvânt, ce să mai zici de ei când ei nu-i vezi la față? În vârstă de 74 de ani, Necula Răducanu, cunoscut sub numele de Rică Răducanu, a făcut parte din echipa care cucerea primul titlu din istoria clubului Rapid, în 1967. În mai multe prefecturi din țară, angajații au primit un spor de 30% din salariu pentru pandemie. De ce sunt revoltați cei care sunt direct implicați în tratarea bolnavilor de COVID, aflați imediat. Fostul europarlamentar Marian Slotea a condamnat definitiv la 8 ani și jumătate de închisoare pentru corupție și a anunțat pe Facebook plecarea din România. Sunt nevinovat, iar aceasta este o sentință nedreaptă dată într-un dosar bazat pe două denunțuri neîntemeiate, a scris Slotea. Fost europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, Marian Slotea a fost condamnat definitiv astăzi de Curtea de Apel București la 8 ani și jumătate de închisoare, fiind acuzat că a primit de la subalterni, firme și supermarketuri, bani și produse alimentare pentru pomeni electorale. La câteva ore de la pronunțarea instanței, Slotea a scris pe Facebook că a cerut statut de refugiat politic în altă țară. Trei ursuleți și mama ursoaică și-au făcut apariția la Sinaia. Un polițist local a reușit să le filmeze toată plimbarea. Nestingheriți, urșii au făcut o inspecție pe pârtie și au ajuns aproape de mănăstirea Sinaia. După o oră de joacă, ursoaica și puii s-au întors în pădure. A idoma unor turiști care se respectă, ursoaica și puii și-au făcut apariția pe domeniul Regal Sinaia, o zonă împădurită de lângă castel. Nestingherite, animalele s-au plimbat până în apropiere de mănăstirea Sinaia, iar ursuleții s-au bucurat ca niște copii de stratul gros de zăpadă pufoasă, așternută zilele trecute. La un moment dat, întreaga familie a fost surprinsă în timpul unei sesiuni de masaj cu ajutorul unui trunchi de copac. Uite, sunt scuturile de copac. Acu chiar că sunt simpatici. Bine, cum stați și cu chiarle. Animalele au fost permanent supravegheate de polițiștii locali din Sinaia, care au avut grijă să țină totuși familia de urși la distanță de aleile și străzile cu localnici sau turiști. Măsurile pe care le vom lua în primul rând va fi aceea de a restricționa zona în care se află urșii acum pentru a nu interacționa cu oamenii. Plimbarea a durat aproape o oră, după care ursoaica și puii ei au dispărut în adâncul pădurii, fără vreun incident neplăcut pentru localnici. Anul trecut, apariția unui urs pe pârtie la predeal a provocat panică printre schiori. Sutele de oameni care se aflau acolo au văzut cum animalul a apărut brusc dintre brazi, a intrat pe pârtie și a început să se joace în zăpadă. Celebrul program Tomata nu va mai continua în 2021, anunță ministrul Agriculturii. Oficialul spune că bugetul statului nu mai poate suporta ajutorul de 3.000 de euro pe care fermierii îl primeau până acum. Vestea îi nemulțumește pe cultivatori care s-au plâns că nu au bani suficienți pentru investiții, așa că vor reduce recolta, iar asta ar putea însemna scumpiri și importuri. Agricultorii din Olt s-au bazat pe banii de la stat și au început anul în forță. Aici avem 21.000 de fire de roșii. Am semănat de acum 4 săptămâni. Ciprian Buzincu a cules anul trecut 10 tone de roșii, dar pentru că nu va avea bani să investească, va reduce suprafețele cultivate. Era un program foarte bun. Acei 3.000 de euro ne ajutau extraordinar de mult. După 3 ani de program, și alți fermieri sunt în aceeași situație. Încălzirea serelor iarna costă 10.000 de lei. O să plantăm mai puține și o să diversificăm ciclurile, o să punem și ardei și până cu siguranță roșii o să micșorăm suprafața. Reprezentanții fermierilor cred că producția de tomate ar putea scădea și cu 50%. Programul ăsta acoperea, să zic, jumătate din cheltuielile care le făceau fermierii cu încălzituri. Fermierii spun că din mai vom putea mânca roșii românești, dar vom da mai mult pe ele. Era un ajutor binevenit, așa că trebuie să-i scoatem din buzunar, probabil și în preț se va răsfrânge. N-ai cum să faci o cultură extratimpurie de roșii fără sistem de încălzire.
Probabil că prețul la roșii va crește. Bineînțeles, consumatorii vor avea de ales între o roșie bună și scumpă sau o roșie probabil mai ieftină, dar de o calitate îndoielnică. Vestea că programul Tomata va fi întrerupt i-a lovit și pe legumicultorii din comuna Matca, județul Galați, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară. Unii au renunțat la roșii. Am redus, o să muncesc mai puțin, investesc mai puțin. Asta e ideea. Cei 2800 de beneficiari ai programului Tomata produceau anul trecut 28.000 de tone. Anul acesta... împărțiți-o în două, că cel puțin jumătate nu vor mai pune tomate. Ministrul Agriculturii spune că a renunțat la program pentru că nu mai sunt bani și pentru că programul a expirat, dar anunța altul. Anul acesta vom face un program destinat legumelor în spații protejate, astfel încât legumicultorii care fac acest lucru să aibă posibilitatea să cultive acele legume care sunt cerute pe piață. Care este suma pe care mizează fermierii și de când va începe programul, vom afla săptămâna viitoare, susține ministrul. Programul Tomata a durat 4 ani și a consumat de la buget 40 de milioane de euro. Sute de blocuri acordate la rețeaua centralizată de căldura Bucureștiului sunt lăsate în frig, în timp ce se anunță o repriză serioasă de ger. Temperaturile scăzute din următoarele zile pot duce la noi avarii, iar primăria acuză lipsa de investiții în distribuția de agent termic din ultimii 30 de ani. Peste 560.000 de apartamente sunt legate la rețeaua centralizată a capitalei. La fel și sute de instituții esențiale, spitale, primării, școli sau centre sociale. Situația este critică. Deci treaba este cum pui tu un petic pe pantalon. Exact așa o să-i pune și noi, o să îmbrăcăm. În fiecare sector avem echipe. Deci sunt cel puțin 10 avarii. 5, 8, 10, nu. În fiecare zi apar avarii. În multe cartiere, instalația de transport a agentului termic este grav deteriorată. În fiecare zi se pierd din rețea 2500 de tone de apă caldă. Avem o rețea care are în anumite zone 40 de ani de vechime. Indicatorul cel mai relevant este cantitatea de apă pierdută și această cantitate de apă este acum în 2021 de 3 ori mai mare decât în 2016. Suntem dincolo de limita de avarie. În acest moment, capacitățile Elcen și în perioada următoare funcționează la turație maximă sau supraturație pentru a putea compensa, pentru a putea livra în oraș, pentru a putea compensa atât pierderile mari care sunt în rețea, cât și presiunile foarte scăzute. Pentru că în timp au dispărut două termocentrale, CET Pipera, care a fost demolată din cauza afacerilor imobiliare, și CET Titan, Nord-Estul este zona cea mai afectată acum de întreruperile de agent termic din București. 20 de centimetri diametru într-o conductă de 100 de centimetri diametru. 20 de centimetri înseamnă o minge de handbal. O minge de handbal, da. 450 afectate total, încă vreo câteva sute afectate parțial, în sensul de parametrii mai scăzuți. 1700 de avarii au fost anul trecut în rețeaua de termoficare a Bucureștiului. Anul ăsta probabil că o să fie cu mult mai multe. Iernile sunt din ce în ce mai grele pentru că în rețeaua primară s-au înlocuit doar 113 km de conductă în ultimii 10 ani. În ritmul acesta, Bucureștiul va avea o rețea de termoficare nouă în 100 de ani. Primarul general promite un plan de investiții, la care se vor adăuga și bani europeni, obținuți în urmă cu o lună. Lucrările vor începe în vară. Încă din 2016 erau disponibili 300 de milioane de euro bani europeni. Acești bani europeni nu au fost accesați și nu au putut fi accesați pentru că Radetul a intrat în insolvență și după aceea în faliment. Pe lângă investiții, primăria are în plan și comasarea producătorului de agent termic Elcen cu noua companie de distribuție, Termoenergetica, plan pentru care și guvernul și-a dat acordul. Aveți promisiunea mea că sistemul centralizat de încălzire termică va funcționa mult mai bine la fiecare an. Mai auzit discursul ăsta și la predecesorii dumneavoastră. Da. Nu pot decât să garantez cu credibilitatea pe care o am în toți acești ani în spațiu public. Mai rău de atât nu se poate și prin acțiunile pe care le-am făcut deja, mergem către ieșirea din această situație.
Dacă autoritățile nu vor respecta planurile, sistemul energetic al Bucureștiului riscă să intre în colaps, pentru că Elcen este și producătorul de curent, iar situația se poate agrava. Situație scandaloasă la mai multe prefecturi din țară, unde toți angajații au fost recompensați cu un spor de 30% din salariu pentru eforturile depuse în lupta cu pandemia. Ordonanța permite acest lucru pentru unii dintre ei în baza unei propuneri a superiorului direct. Generoși reprezentanții guvernului în teritoriu le-au dat însă tuturor. Asta în vreme ce angajații altor instituții implicați direct în gestionarea crizei sanitare nu au primit niciun leu în plus. Serviciul Afaceri Europene, Serviciul Verificarea Legalității și Contencios Administrativ și Serviciul Economic sunt cele trei mari departamente ale prefecturii Brașov. Toți funcționarii au primit în ultimele luni sporul de 30%, chiar dacă verifică hârtii, plimbă dosare, calculează salarii sau monitorizează instituții publice, fără legătură cu pandemia. Șeful instituției susține altceva. Au fost implicați încă de la început în activități care au inclus un mare factor de risc, intrând în contact cu foarte multe persoane. Au trecut prin două cicluri electorale, fapt care a presupus un volum suplimentar de muncă. La Galați și Botoșani, aceeași situație. În acest moment, 39 de angajați din instituția prefectului județului Galați încasează acest spor din 39. Prefecții județelor Cluj și Argeș vin și ei cu explicații. Salariile în instituție sunt mici, iar oamenii ar fi muncit din greu, chiar dacă nu în linia întâi. La Constanța, prefectura a avut mult de lucru cu programul de tichete pentru masa caldă și organizarea alegerilor. Tot ce a însemnat sarcină suplimentară a fost efectuat prin rotație, astfel încât toți angajații au fost angrenați în aceste activități. Potrivit Institutului Național de Statistică, salariul mediu net pe economie în luna noiembrie 2020 a fost de 3.411 lei. În sănătate și asistență socială, angajații au câștigat în medie 4.106 lei, iar în administrație publică, apărare și asigurări sociale din sistemul public, 5.050 de lei. În același timp, angajații de la asistența socială au avut contact direct cu persoane pozitive, fără ca cineva să-i premieze pentru riscurile pe care și le-au asumat. La Centrul pentru Vârstnici din Brașov, tot personalul s-a izolat la locul de muncă, atunci când mai mulți bătrâni s-au infectat. O trebuie să lucrăm cu ei, iar testele care se luau în fiecare săptămână, așteptam 2-3 zile până mi se dădea răspunsul. Ăla era cel mai mare stres, așteptând rezultatele. N-am avut niciun beneficiu. La început așa se spunea că vom primi acești bani, dar au fost numai niște hârtii completate și atât. Până în acest moment nu am primit absolut nici un stimulent financiar. La direcțiile de sănătate publică, unii dintre angajații care fac anchete epidemiologice, deservesc call center-ele și organizează vaccinarea, nu au primit nici ei bani în plus. O zi normală în primele 5-6 luni însemna un program de activitate de minimum 12 ore. Efortul pe care l-au făcut este de nemăsurat în acest moment. Oamenii aceștia n-au avut weekenduri. Nici măcar medicii nu au primit cu toții stimulentele de risc. Nu au primit servicii de primiri urgențe, medici rezidenți, bineînțeles la Ministerul Sănătății, Centru de Sănătate Mentală și alte servicii care sunt finanțate de către Ministerul Sănătății. Ori nemulțumirea este foarte mare. Întrebat care au fost argumentele care au stat la baza acordării sporului în prefecturi, prim-ministrul Florin Câțu a evitat un răspuns concret. Toate actele legislative care au fost aprobate și anul trecut sau care sunt în vigoare vor fi analizate prin perspectiva spațiului fiscal bugetar de anul acesta. Veți vedea la buget care vor fi analizate. În același timp, premierul atrage atenția că salariile bugetarilor s-au mărit anul trecut în România cu 8%, iar în Europa cu doar 3%. Sunt deja 5 zile de când Sebi, băiețelul de 7 ani dintr-o comună din Arad, a dispărut fără urmă. Sute de polițiști și jandarmi l-au căutat ajutați de un elicopter. Autoritățile fac apel și la cei care au drone să-i ajute pentru a putea scana o suprafață cât mai mare. Familia este convinsă că cineva l-a răpit pe Sebi. Nu-l găsești mort, nu-l găsești în viață, nimic. Nimic. Mort dacă era, îl găseau. Pe apă, pe oriunde era pruncul, pe spini, pe canal, îl găseau. Traseul urmat de Sebi în ziua dispariției a fost reconstituit parțial. Sâmbătă la prânz a ieșit să se joace cu doi prieteni.
au fost luați cu căruța de un cioban și duși la stână. De acolo Sebi a plecat să caute fructe sălbatice și a dispărut. Bunuiesc și asta că copilul poate din greșeală o șutiniva la asfalt, l-a luat careva cu mașina și nu vrea să-l dai. E furat. Cineva mi l-a furat. Asta îmi dă de crezut că nu-i urmă de el. Să caută atâția polițiști, atâta jarmerii, atâta forță ei pe hotară. Și găsește ceva. Care l-a furat, îi rog din tot sufletul să vină cu el. A fost răsfirat toată partea asta de sute de oameni. Aici. Era imposibil să nu-l găsiți, nu atâția da. Oameni. În aceste zile, Sebi a fost căutat de polițiști, jandarmi și voluntari, dar nu i-au dat de urmă. Este iarnă. Degeaba aducem noi câini de urmă, pentru că dacă urma este înghețată, trebuie să fie o anumită temperatură. Zona aceea este accidentată, zona aceea poate este bântuită de animale sălbatice. Mâine, căutările vor fi reluate cu forțe sporite. Va veni și un psiholog la fața locului, pentru că urmează să fie audiați și copiii care îl însoțeau pe Sebi. 1564 de noi decese în doar 24 de ore. Este nou record sumbru raportat astăzi de Marea Britanie, unde în loc să dea înapoi, pandemia se agravează. Lucrurile stau rău și în Germania, Olanda, Canada, ori Israel, deși sunt în carantină. Până acum, pe plan global, au fost administrate aproape 31 de milioane de doze de vaccin anticovid. Pe primul loc la imunizare este Israelul, cu 20,7% de locuitori, urmat la mare distanță de Regatul Britanic, cu 4,3% și Statele Unite abia cu 3%. Astăzi, Papa Francisc a fost vaccinat anticovid COVID cu prima doză din serup Pfizer. Hiya. Just doing making sure people got masks on. Can you pop your masks on when you go on the bus for us, please? Thank you. Hello girls, you all right? Are you from the same household? Yes. Polițiștii britanici și-au intensificat controlele cu privire la respectarea regulilor de carantină. Le atrag atenția oamenilor să nu petreacă mai mult de 30 de minute la plimbarea zilnică. Guvernul de la Londra avertizează că în săptămânile următoare numărul zilnic de infectări ar putea ajunge la un sfert de milion din cauza răspândirii accelerate a noii tulpini. We will keep them in place as long as they're necessary. If there is any need to toughen up restrictions, which I don't rule out, Mr. Speaker, we will of course come to this house. Proporțional cu mărimea populației, chiar mai rău decât Marea Britanie stă Irlanda. In the 7 days leading up to Sunday, Ireland had the highest COVID-19 infection rate globally. 1,322.92 infections per million in the population. 2.5 weeks to Christmas Day, and that figure was 169. The number of infections increasing in that period by 780%. They are moving staff around the country. Put them in the areas where the need is greatest at the moment. Nici olandezii nu au șanse să scape prea curând de carantină. En ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen. We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met 3 weken te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. En we inmiddels ook te maken hebben met de dreiging van de Britse coronavariant. Veștile sunt rele și în Canada, unde autoritățile celei mai populate provincii, Ontario, au prelungit carantina cu încă o lună. Public health authorities here say that the hospital system is under threat of collapse. 1 in 4 hospitals, think about it, have already run out of ICU beds as the cases continue to rise. The issue is that, look, a lot of the province has already been under shutdown since Christmas. In fact, the city of Toronto has been under pretty much a shutdown since the end of November, and still the coronavirus continues to spread. Cât despre Statele Unite, după încă o zi cu peste 4.000 de decese, responsabilii cu vaccinarea au decis o schimbare a strategiei. We are releasing the entire supply we have for order by states, rather than holding second doses in physical reserve. Este o schimbare majoră promisă și de viitoarea administrație Biden, în condițiile în care campania se desfășoară exasperant de lent. I thought our luck of winning the Mega Millions was better than getting in the lottery to get this shot. Pe de altă parte, experții insistă că vaccinul este sigur și pentru cei cu istoric alergic. If you're that unlucky 1 out of 100,000 people who gets anaphylaxis, you can receive epinephrine and recover, whereas if you get COVID, we have 350,000 people dead in the United States from that, and we have a number of people who are going to be long-term problems with their hearts,
maybe with their central nervous system. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, după primele 5,3 milioane de doze administrate în Statele Unite, au fost înregistrate 29 de reacții alergice severe, adică șoc anafilactic, altfel spus 5,5 cazuri la fiecare milion de vaccinați. În acest timp, în Statele Unite, Camera Reprezentanților dezbate rezoluția vizând destituirea lui Donald Trump. Președintele în exercițiu este acuzat că și-a instigat susținătorii care au luat cu asalt Capitoliul acum o săptămână. Fără a afișa măcar o umbră de regret, Trump susține că nu se simte responsabil. Votul va avea loc în această noapte sau mâine. În contextul măsurilor excepționale de securitate luate pentru învestirea lui Joe Biden, armata americană verifică dacă printre militarii Gărzii Naționale există simpatizanți ai extremismului propagat de susținătorii lui Trump. Serviciile de securitate americane primesc zilnic avertizmente despre posibile comploturi și proteste armate în zilele rămase, până când noul președinte Joe Biden va depune jurământul pe 20 ianuarie. Vizate ar fi Capitoliul, sediul Curții Supreme de Justiție și Casa Albă. They're talking about 4000 armed patriots to surround the Capitol and prevent any Democrat from going in. So this is an organized group that has a plan. The insurrectionists who breached the U.S. Capitol fall under the definition of threats to the homeland and should be immediately added to the TSA no-fly list. Între timp, agenții federali îi caută pe cei implicați în asaltul din 6 ianuarie. In 6 days, we have opened over 160 case files, and that's just the tip of the iceberg. I think the scope and scale of this investigation in these cases are really unprecedented, not only in FBI history, but probably DOJ history, in which essentially the Capitol grounds outside and inside are essentially a crime scene. Implicațiile sunt cu atât mai grave cu cât, potrivit ziarului Washington Post, birouri FBI din mai multe state au emis avertizmente despre intențiile extremiștilor pentru ziua de 6 ianuarie. In the weeks leading up to the January 6 rally, the FBI developed some intelligence that a number of individuals were planning to travel to the DC area with intentions to cause violence. We immediately shared that information. În pofida evenimentelor, Donald Trump, președinte încă în exercițiu, o ține una și bună. So if you read my speech, and many people have done it, people thought that what I said was totally appropriate. Trump denunță violențele de la Capitoliu, dar susține că nu el le-a instigat. And everybody to the T thought it was totally appropriate. We fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. And we're going to the Capitol. Și chiar în toiul asedierii sediului Congresului, același Trump le transmitea invadatorilor că sunt speciali și îi iubește. În orele următoare, rezoluția privind destituirea lui Donald Trump va fi supusă votului în Congres. It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. Chiar și unii dintre republicani rup rândurile și se declară pro-impeachment, ceea ce nu s-a întâmplat la prima tentativă de destituire din 2019. The president will be in Washington and you can bet that he will be watching on television. He will be following closely. The one thing we will not have is live commentary from the president on Twitter, because he has been permanently suspended from Twitter. Pe de altă parte, trei parlamentari, toți democrați, s-au infectat cu COVID după ce au fost adăpostiți într-o cameră cu alți colegi republicani care au refuzat categoric să poarte mască în cursul asaltului de la Capitoliu. Aleșii care ne socotesc regulile de protecție sanitară pot fi amendați cu până la $2,500. Iar guvernul federal american a executat-o astăzi pe singura femeie aflată pe culoarul morții după ce Curtea Supremă a respins ultimul recurs depus de avocați. Lisa Montgomery este prima femeie executată în Statele Unite după 1953. În vârstă de 52 de ani, ea a fost omorâtă prin injecție letală la o închisoare din statul Indiana. Femeia fusese condamnată în 2007 în statul Missouri pentru răpirea și strangularea unei tinere însărcinate, căreia i-a extras din pântec fătul de 8 luni. Copilul a supraviețuit. Avocații au cerut zadarnic și clemența președintelui Trump, argumentând că femeia a comis crima după o copilărie în care fusese abuzată și violată în mod repetat de tatăl vitreg și de prietenii acestuia. Un programator din San Francisco mai are doar două încercări pentru a-și asigura accesul la o avere de $240 de milioane. Cu vreo 10 ani în urmă, Stephen Thomas a primit 7000 bitcoin, care compensă pentru un material video în care explica în ce fel funcționează această criptomonedă. Pe atunci, un bitcoin oscila între $2 și $6. El a pus suma într-un portofel digital și a uitat de ea. Și-a amintit însă când un bitcoin a ajuns să valoreze $34.000. De cazul este că Thomas a uitat parola care îi deschidea calea spre comoară. A introdus parola greșită
deja de 8 ori și dacă și următoarele două încercări sunt greșite, hard disk-ul se va cripta automat și nu va mai vedea niciodată banii. Un expert în securitate cibernetică s-a lăudat că poate sparge parola în 6 luni dacă Thomas îi va da 10% din averea digitală. Iar parcul oceanic din Shanghai se mândrește cu 6 pui de pinguini care sunt pregătiți să se lase admirați și fotografiați de turiști. La o lună de viață, timp în care au fost îndrumați de părinți și îngrijitori, puii sunt deja capabili să mănânce singuri, dar nu se pot apăra deocamdată de ceilalți pinguini. Așa că mamele dau fuga să-și salveze puii dacă văd că sunt în pericol.